Foarte și cu mine și urmă am dat frumos, că n-ai încotro. Tremen, dar nu e mult instant, trebuie bănjile astea strâns, o lea cu o grămadă banărit și lumea asta, doamne credeți, lucrează numai pentru dânsă, degeaba. Eu îi spun deși de atâta, că lumea nu-i conștiincioasă, nu-i conștiincioasă, nu-i conștiincioasă, înțelegi? Las că noi mai cunoștim o lepțic, aici care am mai lucrat, dar lumea nu cunoaște, înțelegi care e situația, iată, nu cunoaște ziua de azi, ei trăiesc cu ziua de azi, gata, pe mâini nu știu și, înțelegi? Noi nu avem sistem de învățământ, de educație. Copiii noștri nu știu ce înseamnă patriotism, au fugit hotarele țării noastre, s-au dus în câștigarea pătiții și elea de pâine, înțelegi, de, și acolo de rasa a patra, de gradul 4, cum să mai zic? Așa e, așa e, de mâna a treia. La mine că atâți copiii s-au dus, înțelegi, că au terminat Academia Militară, am băieți care au terminat Academia Militară, înțelegi, cu capacități mari, înțelegi, asta și în Franța, că aici nu a avut loc, înțelegi, la noi au loc aici care eu nu mă pot înțelege. Care sunt corupți, care știu că aici care șed și opresc poliția rutieră, oare ești lanț și te gândești că sunt tare deștept? Îmi spune mie șeful ăsta de particulare, dacă eu 500 de mii aduc lunar de la oameni, e clar, ai 30 mii de la mine mai rupt. Nu știi vârâdni legal pe acolo. Că eu le spun, îi apuc de mână și îi spun, ai, păi protocol. Cum să-i facă ei sosiet și pentru un băț? Eu am avut problemă, muiac, eu polițist și am avut probleme cu un polițist. Cu un polițist, am avut probleme, muiac, cu o polițistcă. Înțelegi? Care au avut, are patru dosare penale, unul prin România, înțelegi? Și cu țigări acolo și are dosare aici, pe loc are încă 3 dosare bunișoare și lucrează, eu m-am judecat, cu dânsa, înțelegi, pe articolul 323, că eu, prin uvilicival, că am strigat la dânsa și am plătit amendă, eu, polițist, am plătit amendă la o lepră, care el nu cunoaște absolut, în definitiv, și cu dânsa, înțelegi, și eu am plătit amendă, pentru ce? Și fiul matale cu Academie Militară în Franța. Copilul meu cu Academie Militară în Franța. Înțelegi, Matale? O terminat Alexandru cel Bun. Și cum spui, Matale? Participant la război pentru suveranitate și independență, da, și a trecut cu fața pe pământ. Fața pe pământ, data 15 iulie am fost pus cu fața pe pământ, înțelegi? Sunt cei mai periculoși. Pentru că ne-am cerut drepturile noastre. Ia ca care și toate. Ne-am cerut drepturile noastre. Pentru ce? Pentru ce și-au fost aduși polițiștii din Dragoștei de Piune, înțelegi? Ca noștri mascați nu aveau să ne pui, că eram pe formă acolo. Și ce ați înțeles de mesajul? Ce am înțeles de mesajul ăsta? Am fost umiliți, pus la pământ, înțelegi, amăjiți, am fost scoși acolo pe prima linie, înțelegi, am șezut și am riscat cu viața proprie și sunt care au riscat, înțelegi? Noi avem oameni, într-adevăr, eroi. Avem eroi că ne-am dus cu bățul la tank. Da, da. Și mulți nu s-au întors din băieți. Și pe mulți îi cumpără pentru sărășie, pentru 200-300 de lei îi cumpără. Înțelegi care e situația? Ia ca și păi, evident, iată, o serie de proteste am trecut. Dacă suntem la Edine, am le spune pe rând. Am fost la toate protestele la Chișinău, la toate. Că sunt membru a Comisiei Administrative Republicane la Forța Veteranilor. Și am fost la toate protestele, la toate. Și nimic, nu au auzit. Da, și ne-au ridicat 500 de lei. Am spus că ieșim la pensie la 55 de ani, că suntem toți traumați de acolo, de la război. Și prima linie nu e așa de ușor acolo. Avem sahar, avem și avem, înțelegi? Tăti avem. Boli, probleme. Probleme, de care vrei, înțelegi? Și oricum n-ați fost auziți. Fermierii care au venit și au protestat, nu au fost auziți. Ceilalți care au avut probleme, nimic, nimeni. În schimb, amenzi. Amenzi, 25.000, 22.000, 5.000. Ne doare inima și sufletul pentru că am luptat pentru țara asta. Și copiii noștri îți plecați toți. Eu n-am dreptul să țin un nepoțel în braț, că el e dus în Franța, înțelegi care sunt toate? Și când a fost pus întrebarea că să ne ducem undeva prin școli, prin gimnazii, să aducem tânăra generație la patriotism, patriotism, da, să facem ceva. Dar așa ne dă bani în culi. Eu ne cheam pe din nou mai mult și ne dă bani, înțelegi? Și eu întreb, pentru ce? Nu știu, așa eu să-ți primăresc. Și gata. Băi, dar pentru ce am făcut placa și e comemorativ, monumentul și ăla comemorativ, pentru ce l-am făcut noi? Bun. Și acum, dacă toți suntem la Edineț, de ce noi acolo care suntem o leacă mai la sud, ne uităm cumva straniu la Edineț, că aici îl votează pe Dodon și pe Voroni? Deși? Ce s-a format asta? Că care e explicația? Pentru că... Dacă mă dai doar sunteți aici mai mulți, eu vreau să vorbesc cu toată lumea. Timpurile și ele a cârnat
și măsura cu pasul, stai. Cârnați măsura cu pasul, da? Da, dar am o gătit timpurile și alea care am mutat la gram și la kilogram. Da, asta una, dar a doua fiecare o spera, dă încercăm cu oșeala, dă încercăm cu oșeala, dă încercăm. Nu, dar chiar șterile nu sunt zinoveți, Europa, Rusia, nu zinoveți cu nimic. La noi oamenii sunt debili de cap și nu pot prezenta o țară, ori să fie de promisiunile care le-au făcut și să facă față de populație, de una de alta. Dar aici și ei reprezintă Rusia, s-au umplut buzunarele cu bani, s-au făcut catedri. Păi dar ce-ți pare lumea atât de aici, de la Ocnița? Noi suntem acum în piață la Edineț, ca lumea să înțeleagă. Deci pe oamenii speric, iată, partidele de dreapta, Europa, gay. Și ei pe fundalul ăsta fură din rup. A este spovești care le spune și care așa chiar și răspunde cum și-o pot să duc. Nu vine spui durerea lui că are, că îl prijumește băncile, că îl prijumește șefii care sunt mai mari. Dar iată, voi mai devreme mi-ați spus că ați luat un credit, cât? 30.000 ai luat? Eu am luat că chiar aici, mai la deal de bazare, am luat 30.000 credit. 37 am întors, dar eu 15 credite am luat. Nu de este, dar am luat mai mari. Ai luat 30 și cât ai întors? 37. 67.000. Apoi 30, 67, nu 37. 37. Apoi spune că 37 de-ați brăcat, altfel. Da. Apoi, am îți spun o chestie. Toată segmentul ăsta se numește nebancar, non-bancar. Nu e reglementat de lege. Și în spatele la sectorul ăsta nebancar, non-bancar, stă un prieten apropiat de la Comisia Națională a Pieței Financiare, prieten apropiat de-a lui Grecian, ca să știi. Dar noi știm că... Care are 125.000 de lei salariu. 125.000. Eu vă spun sigur, intrați în internet și scrieți Comisia Națională a Pieței Financiare și vă spune toată biografia lor. Iată, băieții ăștia reglementează. Și de la cine scoteca? De la tine. Ai dat 37.000 deasupra. Și când le iei la bani mărunți, acolo stau procurori, miniștri în spatele la sistemele astea. Știi ce au făcut? Andronache, Mișa Ghempu, eu vă spun cum se numesc sistemele lor. O luat bani din Banca de Economie, o furat și au făcut sistem de microfinanțare. Vă dă vouă la 200%, la 300%. Eu am luat de la 15 bănci, la fiecare 30.000 în cap, 15 bănci acasă la 450.000. Și încă 350 care le-am luat de tăt le-am putut acumula și am început a cumpăra. Dar tu ai lucrat numai pentru dânsul, pentru bănci. Eu am e că a treilea an, eu nu pot ieși din curcătura asta. Tu încă ești lucrez. Am intrat într-un sistem care, într-un joc, eu nu pot nici înainte, nici înapoi. De destructed mă duc la Franța, ori pe la Rusie, pe alte părți. Aici rămân fără n-o datorii și eu nu știu ce-i faci acolo, că eu am fost 7 ani prin țări străine și am lucrat și am chicat și prin amajel cu mașini greu am scos. Și care e soluția? Atât tu vezi personal, cum vezi soluția? Soluția e că acum și merg, am avut raiduri de la ăsta, Gherghiligiu Sasa și ne-o... Ni sapa, nici nu știe, nici comisar, nici nimic. Dar cine e Gherghiligiu? Voi spuneți parcă nu-i... Șeful de patrulare. Șeful de patrulare. Din lui e că el îmbla așa ca șâșca și de la stânga, la dreapta, și lua de la unul de la altul și îi spune că gută îi dau lui comisar, că îi dau lui procuror, așa s-a dus de lucru afară. Și procurori care omănoși învățați, care nu cadâns, că au fost 3 luni la podgătovcă la Chișinău și pe dânsul l-a pus șef aici, că a dat 5.000 de euro. L-a pus și a fost da, la și toată lumea știe. Știu, bazariu plătit lui. Dar spune... De ca fiecare butic, săptămână, câte 100 de lei pe săptămână, coronavirus plătește, ăștia carne 5.000. Am informații că noi o leacă l-am șovelit, ea ca cu domnul Vitarion. Nu găsesc. Spirte vine acasă, dar numai, nu știu informația, 4 sterni, ori pe săptămână, ori lunar. Spirt. Și după și noi l-am luat, să vrem făleacă. Spirt, țigări, dar la voi și-ai tătă... Am început a fugări cu mașinile, a blocat drumurile, un alt, că el îmi place. Am chemat de poliția m-a sunat la 112, chipurile-i bat. Și a venit până lângă dâns canareică, s-a întors, s-a dus înapoi. Nici nu-i place nică. Și el stătea cu garafa de bere în mână, că noi eram alături, ne uitam. Asta tot de omul ăsta vorbiți? Da, tot el. Noi pe la Chișinău punem pe site-uri, el se duce la noi la Iaz, e un sac de pești și nu știu cui trimite la Chișinău, sună înapoi lui comisar, a mai lăsat să-l dăm gătească contractul. Dar și mrazi afară, da, dintr-o dată. Sunt și videori. Ulea că înșe venit poliția, au venit pe aici și au găsit pe unul. Este și înregistrare, au găsit cum e că vinde rachiu acolo în stradă și au spus că da și e, sunați-l pe Gherghiligiu Sasa, ca și numărul, da, deschis și sunați-l. El rezolvă tot. Rezolvă tot. Asta e deja de gen furculiță. Furculiță rezolvă tot. Dar nu numai în asta. Și lemn ilegal vine la pădurac, spune, dă-i niște lemni mai poți șopchi, dar scoate-le din pământ.
special ca să-i scoat și apoi să-l ștamponeze de vreo 50 de minții pui lui. Vă aveți terminologia voastră. Ia spuneți, voi aveți o activitate, extrageți? Nu extrageți. Dar ce faci? Agricultură și... Și agricultură, sunteți. Eu lucrez în întreprindere din 2007. Și chipurile ei, poliția criminală, noi spune că nu avem toate actele în regulă. Să ne n-au de documentul ăsta de poluare aerului, cel mai tare. Da, avem întreprindere deschisă, avem contract pe deal, unei bucată de pământ, unei sardi, maru, piatră totul luăm de la cariera Micăuț, de la Gornăi, de la Orhiei. Tot la banii se luați. Da, tot lor banii le ducem. Și chiar tocmai de acolo ducem. Și aici vine poliția, ecologie, că ei fac înștiințări, dar nu fac ei de la poliție, dar îi sună la un moșneag la tringă, domnul Petrovici. Petrovici aici să sună și chipurile că sardin ilegal și așa, și așa. De-am anul trecut ne-am dus la Chișinău, ne-am făcut la documentul pentru poluarea aerului. Da. Și tot nu suntem legali. Că mulți toani ardem, că așa, că așa. Și ne-au dat pe la analogul, eu am avut controle la întreprindere, am avut... Nu mai să nu lucrezi, nu mai să nu te dezvolți, nu mai să nu... Dar una că și îmi pare rău, că... Noi și la Consiliul Raional am spus, toate actele sunt în regulă, 2 ori 3 oameni, dar lucrăm acolo vreo 213. Da, 2-3, și cei care au actele în regulă, eu un cap. Și 10 dă bani și lucrează, noi 2-3 nu putem lucra, că... El a avut un rei, dar eu am avut 3. Fumeie plânge, copchii spăreți noaptea, noapte trebuie să-l scot, lumea cu panică, ei, nu, cam mușnic. După tot stresul ăsta și de... nu mai se duci de acasă și eu am vrut 100 și ceva de mii acolo, băncile trebuie, n-avem încotro și trebuie să lucrez. Ești strâns în menghină. Și n-avem cu cine scoate, că șădii cănărești m-au congelat ca ploaie, ei ies de aici mașină, te împing de râpă muș. Și eu am două mașini mari, eu... Vine eu spun că au pideal în Canarei, în Canarei, că dormeam în Canarei, încă așa ceva n-am auzut. Și aici stă Ghirghiligiu, aici s-a venit bat cu Canareica, cu dusturul, și noi am vrut să-l prindem, și el a lăsat dusturul și a fugit. Și nu am mai dat de păi, dar ce ranger aici ăsta, că eu tot aud de des. Batman, vine... Asta e un duh sfânt, care el apare pe unii... Da, unii săruble. Da. Unii banii de-a nasa. Și e că noi am dat piladie, pilaspie, peste loc. Unii au venit confirmare... Voi la furculiță trebuie sunat. Vă dau numărul lui furculiță. Nu, noi trebuie să ne... El rezolvă te. Noi trebuie să ne pășim drum cu ăsta de la Paș, că el cu dânsa cuprinde. A, și... iar. Băi, când vine ăsta, îți vârliți cu ouă băhlite, băi, că ăștia... Dacă ne pășim cu ăsta drum... El e efreitor, mă, nu, el... Vă spun o chestie, ajungem la guvernare, toate funcțiile astea lor primite și medaliile astea vor fi anulate, pentru că ăsta e șefreitor noi. Ei iau o schemă specială. O mai lit o doamnă să ascunde după... Nu ne ascundem. Ia veneți încoași, le luăm pe rând. De unde sunteți? Vișoara. Vișoara, da. Cum vă spune? Alina. Și gânduri aveți la Edeniț? Ați venit la întâlnire cu noi? Da, suntem, vă susținem, vă urmărim. Vrem să vă schimbăm spre bine. Aveți așteptări că se mai schimbă ceva în țara asta? Ce zice lumea de la Vieșoara, că n-am mai ajuns niciodată? Tot, speranța, să fie bine. Că nu reușim să ajungem. Acolo vin ăștia cu torba, cu maculatură. Sperăm să fie bine, toată lumea. Să schimbă câte o leacă iedinețul. Ce ziceți? Să simte? Nu prea. Nu prea. Încă e multă dezinformație. Mulțumim că sunteți alături. Doamne ajută. Dacă aici, dacă puteți vedeți, monstru care omoră iedințul. Dar ce cum se numește? Zavod de producerea socului din iedniț. Concernul zavod. Așa care da, a venit da, cu bani străini și a mânjești statul de bani? Da, 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 da. Noi am protestat la Curtea Supremă. La 112 era sunat și a venit polițist care săracul a terminat, mă scuz domnul, spun, a terminat academie, dar de scris nu știa scrii. Înțelegeți? Așa e deștept toți în Franța, vă spun eu. Și când încolo încoace, el zice, am pus pe el să filmeze cu al lui debilnic tot, o filmat și pe urmă zice, s-a pierdut, tet, că... S-a șters, s-a șters în memorie. Zavodul ne omoră, Iednițul. Zavodul, cu împreună cu primariul din Iedniț, împreună cu ap canal din Iedniț, omoră Iedințul, Gordineștiu, Alexandreniu, Blișteniu, Volodeniu. Tot partea asta care...
Cupcino. Dar eu vă spun cum ei fraudează și amăgesc statul. Umore. Dar de ce vă spun umore? Dacă nu credeți, adem amuia la scutare să vedem. Domnul scutare, te pește de iazul socială, o ieșit cu... Pâșile în sus. Da. Treaba și aia că stanția de pompare lângă liceul Pancalipa de drumă canalizarea în apă și se duce tot pe asta parte până la zaliv. În partea aceea dau drumă iarăși apă reziduale care se duc pe la Alexandrieni iarăși acolo. Da, și se duc acolo. Acum noi am fost la primar și am spus că domnul primar, facem o grupă inițiativă și închidem podul ăla spre Ucraina. Spre nord, da? Zavodul ăsta să nu ne funcționează. Eu pot să vă spun mai multe despre fabrica asta. Ecologia nu lucrează că domnul Voronin, pe biție cu Griceanăia, da. Dacă țineți minte, era filmat și arătat la televizor, da. O spus că așa, n-are voie să controleze ecologia, n-are voie așa, să fie, trebuie să pintempine cu o lună, cu o lună și înainte. Păi și faceți voi oameni buni și iată. N-are voie să-ți bate joc de cineva cu controlul, dar de controlat are voie. Asta oameni buni. Eu, Matale, dacă eu îți spun o chestie. Inspectoratul fiscal a depistat fabrica de care vorbești, Matale, o amăgit bugetul și nu a plătit impozitul 8 milioane de lei. Și le-a pus inspectoratul fiscal încă amendă 5 milioane. Știi ce a făcut domnul judecător de la Chișinău? O anulat 13 milioane amendă. Vreau să vă spun un lucru. Că o am ajustat cu 13 milioane. Acum, ultimul an, a fost judicată la Chișinău, l-a judicat pe așa de la canal de la Chișinău, tot pe așa caz cum și la noi în Iedniță. Deși la Chișinău, adică lege, este o bucată, dar la Iedniță nu e lege. Apoi la Brăcem și Hotare și altă țară. Deși așa, asta, lumea de-a spune, oameni buni, deși tete apele reziduale care curg aici strâng de la spital, de la COVID, de la tete se duc acolo, la stanță de pompare apă canalului. Și apa și ei, adică vine înapoi, în Iedit, și zice, doamna Galina, bea apă și ea, domnul Victor, bea apă și ea. Domnul Cosmin, nu pot bea apă și ea. Da. Oameni buni, voi și faceți. Voi distrugeți tot și este aici. Dar când vine načalnicii ăștia, Dodon, Voronin, de fapt ei nici nu mai vin sistem. Spuneți, întrebați-i. Când vin načalnicii, au venit Pavlușa. Filipoc? Da. Tatanușilor? O băut coniac de 2000 de lei. Io, apoi da. El mai ieftin nici nu bine. Și i-a plăcut coniacul și ala. Ei au venit și au băut, i-a turnat Sveta de la Brătușeni. Punții, șeful laboratorului. Aici secrete nu-s la ei. Da. Când încolo în coșe, știu, o săptămână vine Pavlușa iarăși cu un general de... S-a mânat coșel de aici. Un general de vreo 30 de ani. Pitiș, știi, cu aici el. Cu coșei așa, cu lampasuri, așa, din ne. Și nu a intrat teritoriul la zavod. Vă plac, este coniac scump? Direct prea mâin cursul, știi, era la densă, cred că cum aia navigator. Navigator, drept la coniac. Drept la coniac, laborator să bei coniac. Pavlușa Filipov vine la Iedine să bei coniac de 2000 de lei, mai scurt. S-a dus cu generalul, cliuc, s-a suit în mașină și s-a dus. Că el a făcut, cum se numesc aici? Sarcină de stat. Sarcină de stat. Da, aici cu Pavlușa Filipoc mai dai jos. Nu trece nici un Filipoc în Parlamentul viitor, vă spun eu. Da. Bați bei coniac de 3000 de lei. Alu Gimpu, băieți. Și de la ecologie. La oricum este aici. Catalogie, ecologie. Ei n-au voie să controleze până când nu... Până nu le spune Mișa Gimpu. Da, lui Mișa... Îi trimit raport la Mișa. Mișa de-amu ieșit din... Dar strânge bani. Generația tânără. Suntem următoare... Generații care venim din urmă, tot e în noi, speranța e în noi. Noi nu putem să învățăm acătere. N-avem și faci după măsătura asta. N-avem un lucru. Student. Student, unde? La Brătușani, Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară. Bravo. În specialitate de planificare și administrare afacerilor. Dar aici se stopează. Cum termin colegiul, cum pleci peste hotare. Nu poți să lucrezi, pentru că salariile astea mici de 3-4 mii de lei.
Nu poți să te întreții nici cu tine, nici să-ți faci familie. Sau să faci o familie sau o casă. În casă nici nu vorbă numești. Dacă nu te ajut părinții, nu mai faci ca nimic. Ca nif-nif-nov-nov, din paie, din bieță. La primul vânt, la primul vânt, da, vine Pavușa Filipov să mai bie coniac pe aici. Studi de medii, tot se uit la tine așa și așa. Dacă... Numai dacă frate, în toată lumea civilizată, un băiat cu studii medii, care are o specialitate bună, care se întreține, e mai important decât unul care... Și la noi vă spun eu, un lenar bun, un meșter bun, are un salariu mai bun decât... Nu trebuie să ne fie rușine. Problema e că noi am distrus sistemul de educație pe specialitate. Nu ne rușine. Sunt bucătari minunați, care au venituri, sunt oameni, noi avem nevoie de croitori, noi avem nevoie de transportatori, noi avem multe nevoi. Și nouă ne rușine. Dar ce să fie rușine? E rușine și bandit, să furi, să spui minciuni. Astea și rușine. Da, generația ta, iată tu cu care studiez, băieții cu care interacționez, ei și spun, se implică, au să meargă la vot, n-au să duc la vot. Până când eu sunt mai mare, din trei și m-am dus puțin mai târziu la învățat, restul sunt 16-17 ani. Și nici... Deci nu prea interesează, vă întreci. Verzi, puțin știu. Dar și de generația ta cu care tu interacționezi și spun? Majoritatea vreau schimbări, dar ei stiem. Stiem, nou curaj, nu știu ce zic. Multă lume stieme, tare multă lume stieme, că tânăr stieme, bătrân stieme. Care de vârstă mi-etăți? Transmite-le un mesaj de încurajare, pentru că este posibilitate. În cabina de vot nu mușcă nimeni și ăsta-i glontele nostru. Te-ai dus fără să știi nimeni, ai pus o ștampilă pe democrația acasă și când au strezat pe data de 12, mulți n-au să poate dezlichi de scaun. O să-i smulgem cu tot cu scaun de urechi și cu tot cu scaunul îi aruncăm. Avem câțiva care îi aruncăm deodată peste prut. De ăștia care sunt condamnați acolo și îi îmblă pe aici și sunt vedeți pe televiziunea noastră. Da, da. Asta da, el e neam cu patriarhul. Un mesaj de încurajare pentru tânăra generație, de la Edineț. Să nu les mâinile în jos și să meargă înainte. Trebuie să la noi în țară, noi stăpâni. Gospodari la noi acasă. Corect. Înseamnă că avem un vot și o susținere din partea tinerii generației. Corect. Doamna Tatiana, cei mai dragă fată de la Iedin? Din partea pensionarilor. Domn Vasile, aici la noi ne prăpădim. Pensie nu-i, pensie mică, foarte o fură și de la poștă. Nu știu care o fură, dar 15 lei pe o bucățică de lucrușor, patenta tot, hrana mai în scurt. Dar piața asta nu s-a modernizat de când e, de când piața împăratul... Piața asta moare și noi cu 900 de lei și fășeam, piața domn 900 de lei. Vasile. 900 de lei, domn Vasile. Trebuie să stai la piață toată ziua. Că altfel mor de foame. Da, dar până nu merge nimeni. Nu mai sunt nici oameni. Nici vrăghii nu zboară. Și ascultați, o Moldova noastră așa bogată și la așa am ajuns noi. Eu sunt în vârstă și ascultați. Poezia e asta. Țara mea, Moldova dragă, vatra doimelor străbune, ca o struguri de poamă, stai pe harta cui? Democrație acasă! Doamna Galina, e deodată le traduci. Dar cine e vinovat, stimată doamnă? Iată, matale, cum înțelegi? Cine se face vinovat de dezastru ăsta? Tălhari! Dar tălhari au nume sau matale, așa îi generalizez tot odată. Așa e asta. S-a făcut nu în cap în ecranul la televizor. Ar trebui mărit ecranul. Cât de mare n-ar fi ecranul, că ei nu în cap. Ori capul de micșorat. Capul de micșorat, mai corect. Da, o licuță de tăiat porția, salariul. Revoluție. A venit cu aici vorbim, că apoi altfel mai din mărți, așa revoluție nu faci. Culiocul trebuie de luat așa. Culioc trebuie buhnit. Da, când intri în așezările astea unde ei lucrează, de uitat culioașele pe unde stau. Și poate și mai bine. Dar e dictatură. Dictatura trebuie lichidată. Asta e tălhărie. Tălhărie. Tălhărie mare. Tălhărie mare. Ce mesaj ai pentru oamenii mai în vârstă care se duc și cad steluța și șeșera și șocanul? Am vrea măcar o leac de pensie mărită și am vrea la noi acasă stăm că la vârsta asta nimeni n-a să mă primească peste hotare. Azi zic, du-te baba acasă. Da, aici. Da, acasă nu-ți dau voie să stai. Da, acasă. Și șocană să rămânesc capul tăiet. Ia ca așa. Eu vă spun corect. Mai în scurt, ne-o ruga la Dumnezeu și la partidul dumneavoastră, sperăm, poate a fi bine. Bravo. Un vot pentru democrația acasă din partea generației mai în vârstă. Da.
Asta înseamnă că nu toți cei care sunt mai în vârstă îl susțin pe Sarsail ăsta cu Seșeră Șocanu. Nu, nu, acel l-ați duc și așa lângă baba lui, dar ăsta... La ridiere. Ceau. Aici care au ciordit pieștele din ea și covoarele la președinție. Da, da. El cu galea. Mai avem o galea, dar... Eu sunt foarte bucuroasă, dragi prieteni, că în sfârșit a ajuns domnul Vasile noi la Edineț. E un îndemn pentru noi mai departe să ne gândim și facem, votăm corect, nu vă temeți. Ce noutăți sunt la Edineț? Ce noutăți... Unde ați fost? În ce sate? Am fost de la Edineț până la Corpaș. Toate satele... Și ce zic oamenii de prin părțile lor? M-a mirat foarte mult faptul că satele de Vorbitori Ruși, Brătușeni, Stolnicieni, Șofrâncani, Chiurt, Parteșeie, la nord se zice că ele sunt sate ruși, adică scododor. Dar nu, foarte mult lume ne susține. Serios? Anume, foarte mult lume ne susține. Și ne-am așa pus placatul pe casă, dar dacă dai eu mai mult decât eu dat Dodon, apoi ne pun placatul. E, noi aici n-avem cum concura, Dodon are 300 de milioane pentru campania asta. Da, dar noi nici nu vrem să concurăm, pentru că omul ăla care se cumpără, ăla și se vinde. Și nu vine nu altul... noi cu pețetul. Noi avem destulă lume care ne susține, dar v-am spus, eu mai spun, lumea se teme, dar când ați întâlnit în cabina de vot... Se teme lumea, au băgat frica în oameni. Da? Da, pentru că le spun, rămâi fără lucru, îți dau foc la casă, îți dau foc la fermă. Vă închipuiți și de tare ei se tem să piardă puterea, dacă ești gata să spieri lumea, că dau foc. Eu nu mă tem că eu n-am spierd, eu sunt șomieră. Ce să-mi facă? Dă-i foc la fermă. Casă n-am, lucru n-am, eu sunt șomieră. Poate să ne iei zile atât. Dar lumea se teme, are tocmai 2000 de lei salariu și se teme să-i piardă. Și pe ce 2000? Da, se teme, zice, eu am copii, eu mă tem, mă dă afară. Ne susține multă lume și la Consiliul Raional și de la muzeu și din alt părți, ne susține multă lume. Dar au zis, nu vreau, mă tem. Nu mă afișez? Eu votez, mă jur cu copii mic, te votez, îl votez pe Democrația Acasă. Dar nu mă scrie nicăieri că mă tem. Este lume și lumea care mă cunoaște, știe eu ce vorbesc. Noi nu ne putem dezvolta în fric și în teroare. Nu te poți. O țară nu se poate dezvolta în teroare. Când oamenii se tem... Foarte corect. Oamenii se tem să vorbească, să-i exprime, da. Să uite după cum suntem în 37 când te încarcă în vagoane și te duci. Păi suntem un stat. Iată cum spune domnul, ăsta e stat. Și ăsta e stat. Pentru asta am luptat. Să mă tem să vorbesc, corect. Să mă tem să răsuflu. Eu aici m-am născut, aici am crescut și nu vreau să mă tem. Eu vreau și la mine acasă, gospodină. Ei, noi știm că nu te-ai născut aici, nu... Da unde? La sud. Nu, la Moldova am zis. Apoi așa spune, dar noi suntem la Edineț, că eu dintr-un sat în altul merg. Matali, ești de unde? De la Vișniovca, alături de Sadaclia. Păciti ziua, păciti ziua, zimleacica ta. Dar așa te uiți pe hartă, dar e unde ești între noi distanță? Nu, acolo da, sunt... dar când stornim bag, de ești așa mult coastă. Așa e? Bravo. Prietele de la Vișniovca, dar măritate la Edineț. Da, de 32 de ani. Și faci revoluție aici. Fac. Zoica Smădimeanscă. Pentru cei care nu o cunosc, doamna Galina, e fata care m-a sunat de 100 de ori să venim să plantăm copaci. Da. De aici s-a pornit istoria noastră. Da, și pe urmă cineva a zis că a venit Vasile și l-a spărit pe Leonia Pădurari la rotundă și așa la râmp de dat copaci și Vasile s-a dus și eu în parc. Dar lumea care e responsabil, măcar o leacă, copacii au fost puși la ora 10, dar la rotundă a fost la ora 4. Măcar asta, orientați-vă, măcar atât. Dacă cumpărat copacii din salariu matale, ai cumpărat 300... Asta nu s-a văzut. Nu. Tu l-ai spărit pe Leonia. Ai gine că suntem, măcar. Mulțumim, doamnă, că ne mai întoarcem înapoi. Victor! Ce să spun? Fiecare de aici vorbește, spune părerea și antreprenorii, businessmani au probleme, cineva nu are pensii, cineva probleme cu poliția, cineva diferite probleme sunt. Care e concluzia? Că la noi aici așa se numește, că e crasma în zona, așa, e da, popor spus, socialiști și comuniști de la putere și toți manipulați și influențați ei. Și oamenii suntem într-adevăr manipulați, influențați, care e concluzia că noi acum la votarea acest sistem tot trebuie distrus, votăm corect. Am să vorbesc și în rusă, că aici da, sunt mulți ruși. Vorbitori, că nici nu sunt ruși, sunt moldoveni, dar vorbesc. Vorbesc în rusă, se exprimă în rusă, vorbesc mai mult în rusă. Aș spune așa... Неужели вы не понимаете, что творится, до чего довели нашу страну, до бедности, до безработицы? Вы не видите, что вы повсюду инфлюенты этим системам? Но почему это так получается? Почему мы не можем выйти из этого системы? И в течение 30 лет вот эти коммунисты и социалисты, что они сделали для этого народа? Вы разве не открыли глаза, не понимаете, что...
они работают для себя. И почему они эти выборы вновь и вновь они выигрывали до сегодняшнего дня? Мое личное мнение такое, что мы, являясь народом православным и воспитанным в православном духе, а религия это очень рычаг большой манипулирования государством. И вот это поколение, которое выросло, имея сейчас 50, 60, 70 лет, она воспитана в том духе коммунизма, социализма, и когда не верила в это. Но, к счастью, сейчас совсем другое поколение, которое понимает, что творится в стране. И я уверен на 100%, что этот режим коммунистический, социалистический, уже ему нет. Это воровской режим, это даже не воровской, социализм. Воровской, да. Ему уже нет никакого... Нету, как, цвета нету. Да, как и усатый где-то говорил, это уже будет Балтика 0-0-0. Вот, что я хотел сказать. И что еще хотел добавить к этому? Неужели вы не видите? Вот, конечно, довели страну до того, что люди потеряли всю надежду, они вообще не верят никаким обещаниям, кто к ним обращается, они безнадежны. Но вы откройте Facebook, посмотрите вот на Василия Костюка, на его лайки полуют, посмотрите, чем они занимаются, что они, они с помощью, вот он, как человек со своей командой, он смог в течение этого времени доказать, изменить вообще менталитет народа, понять, что можно изменить жизнь к лучшему. При помощи телефона. При помощи телефона, да. И быть свободным, потому что закон в стране, каждый человек перед законом должен быть равным. Не что у меня там куметру дядя Вася, или кто-то там в полиции, или кто-то там. Все должны быть равным перед законом, чтобы мы смогли свои интересы в суде спокойно отстаивать, в медицине, во всяких институциях, чтобы мы чувствовали себя свободно в нашей стране. Посмотрите, анализируйте. И мой вам совет, и как бы я бы хотел, чтобы вы это все очень тщательно посмотрели и сделали правильный вывод. И 11 июля сделали правильное голосование за партию Демократия Акасы. Să și în gospodari la noi acasă, da, și oameni liberi. Браво, дон Виктор, спасибо вам. Я тоже говорю на русском, у меня нет проблем с русскоговорящими. Я принципиальный человек. Я знаю, что если ты себя не уважаешь, свой народ не уважаешь, то тебя никто не будет уважать. Если мы начинаем колебаться, мы начинаем гнуться, то мы становимся очень-очень... Проблем много, но надо сделать правильный выбор, и эта система... Надо разрушить, потому что он так укоренился во всяких деятельностях, что не дают. Что получается? Нонсенс. Наши люди едут, работают в Европе. Сюда они... Ну, это сколько может продолжиться, да, работа в Европе? Они сюда дают деньги. Эти деньги, за счет этих денег формируется бюджет, страны. Бюджет, а правильно. Там очень цифра очень интересная. Там несколько 40... миллиардов, что цифра? За счет этого и живем. За счет этого и живем. Получается, как пчелки. Наши идут, работают, опять отправляют же, деньги. Деньги, на этих денег формируется бюджет. Мы сами себя содержим, получается, в какой-то мере. И опять же, приезжая сюда, в Молдавию, покупая эту же кофемолку, утюг, он украинского производства. Что мы производим, что мы делаем? Мы ничего. Опять же, эти деньги мы опять же инвестируем в чужие продукты другого государства. Где наша в чужую экономику. В чужую экономику, все верно, да. И у нас получается как замкнутый круг. И чтобы из этого выйти, нам надо правильно проголосовать. Я уверен, что это сейчас случится, питатели. Мы же, даже если эти ментин систему при интероре, с саку де бань, с банери, лекете пихаса омулу пентру бань, омул înțelege, что это не может сантинда. Nu poți să trăiești cu Facebook, să uiți la copiii tăi din Franța, atât cum e... Că-ți vine să... Numai că suntem în spațiu public și nu înjurăm. Am vrut să spun, domnul Vasile... Mai este un domn care îl salutăm măcar. Da, da. De unde? Tot de aici? Suntem ca doi prieteni, doi veterani. Asta nu trebuie să spun, da? Dar ce nu trebuie să spui? Dar ce trebuie să ne ascundem? Care am avut mare treabă anul trecut, pe data de 16 iunie, la Chișinău. Slabă ta aici. Și după
ce și s-a întâmplat, am pierdut încrederea și într-așele partide care să n-am avut încredere. Care erau în Parlament, să uitau cum vă bădește. Da, cum eram tărmăzuiți. Și fiindcă este ocazie, vreau să spun, să mă adresez către... Toți veterani. Nu, veteranii, eu cred că au înțeles foarte bine și își fac alegerea corectă. Unii da, încă sunt, un... I-am văzut care îl păzesc pe Riza și sar la mine la bătaie. Da, să mă adresez către aceia parte de lume înaintată, care stau acasă, care știu că au să voteze comuniști și socialiști, pentru că așteaptă un 3% la pensii, da, acolo să le adauze. Corect. Până la 3. Vreau să le spun, aveți toți copii, întrebați-i și vor ei, și vor copiii voștri care îți duși prin toate țările, prin mulți ies la România. Și mult, cei mai mari parte din pensionari sunt împotrivă. Adică ei nu vor unire cu România, ei nu vor Europa, ei nu vor nimic. Și adică frica care o vărăt-o în lume, trebuie lăsat cumva la o parte. Că taman ai să ajungi la cabina de vot și nu o să vadă nimic și ei să votez. Dar eu cu cine discut, spun așa, nu vrei să votezi democrația acasă? Votează partidul PAS, votează platforma DA, numai nu altceva. Numai nu bandiții și tâlhare care nu au falimentat statul. Ia ca asta transmit la toți și las să gândească și să mai sfătui copiii. Copii, așa? Să nu spui niciodată cineva în vârstă că zice, noi votăm comuniști de atâta că noi ne gândim la copiii noștri. Niciodată nimeni nu se gândește corect. Vrei să te gândești la copilul tău? Să-l aduci acasă. Întreabă-l pe cine să votezi. Și te-l să spui. Și întreabă-l că dacă nu-ți trimite 100 de euro sau 200 de euro pe lună, ai murit de foame, mă rog. Tot cu bâtiu Voronin. Da, da. Nu Doamne mai ajută. Ei nu vor să se lepede de comunism, că toată viața fiind comuniști, ani ne хотят оставить свою гордыню, что я всю жизнь был коммунистом. Да-да. Дорогие люди, никто вам пальцем не будет показывать, что вы отстали от этой партии. Очнитесь, опомнитесь, куда вы идете и куда мы идем со всей страной. Eu cred că de data asta și la Единиц, și în partea asta de Nord, lucrurile se vor schimba. От коммунистов осталось только одно название – коммунисты. А дальше, а у них ничего нету. Нету. Есть бабайка, которая в сказках пугали они. Пугают нас, что вот если вы с Румынией будете жить хорошо, значит придет румын вас нагайкой. Люди добрые, я не хочу сказать вам плохое. Я не хочу сказать вам плохое. Вот, честно, если верьте, у меня дочка живет в Румынии. Я приезжаю в Румынию, я смотрю, как там... Где в Румынии, в каком? В Ботошанах живет. Значит, она имеет 3 детей, браво. Дети воспитываются. Она с зятем даже и не думают перейти сюда, жить здесь, в Молдавии. Вернуться потому что здесь не то. Да, я хочу сказать, политика тех других государств состоит в том, чтобы брать наших детей, чтобы там учить. Правильно. И если он, как говорят, как Павел, предлагает гражданство. И работу, оставляют... и развиваться, и так далее. Да, бесплатно учат, дают стипендию. У меня дочка окончила Яский университет. Кончила мастерат, кончила докторат в Чехии. Очень образованная, умная. Нано-монотехнологии. Таких людей не пускают, и выпускают. Оксфорд, и Оксфорд окончила. Люди добрые. Вы поймите, мы здесь живем, мы должны создавать свое жилье. Они показывают, что вот там хорошо. Там. Так и здесь можно хорошо. Здесь у нас можно жить. А как развиваться, если такие образованные люди уходят отсюда? Но у нас есть бабайка одна. Как начинается какая-то кампания электоральная, начинают сразу же делить, пугать. Делить людей. Хохлы, русские. Молдаване, гагаузы, чтобы их как-то столкнуть между собой. И пугают. И пугают. Чтобы они начали говорить сами с собой, чтобы они не додумались, как построить, как сделать это все. Вот. Истребить сплоченность населения. Истребить эту сплоченность.
Церковь говорит, мы не вмешиваемся, покаяние. Ну и сколько можно это покаяться этому? Уже дошло до покаяния к селу Санфрунде. Да, да, да. Значит, хочу вам сказать такой, даже, можно вам вопрос задать? Да, конечно. Сколько пятихаток вы выплатили в России, когда работали? Даже не хочу рассказывать. Вы не хотите? Мне сказал полицай, когда закрыли мост этот самый в Атаках, что ваши деньги идут на 100 грамм нашему президенту и вашему. На 100 грамм. Да, обобрали полностью все карманы, наличные деньги. И, ну да, на президента, у нас уже... Повышатели полбега на дом идли. Да. Шесть афанч кампания электорала. Да. Хочу вам сказать, где, в какой стране, в какой стране полицейский придет к вам, покажите в любой нормальной стране и скажет, а ну, пятихатку гони, или там тысячу, освободи карманчики. Нету ни в одной стране. Страх бузнар лапамын. Ну и ну. 20 лет назад я был послан с группой специалистов с Молдавии изучать экономику и экологию это самой Ирландии. Шакола сажу. Да. Я там изучал. Я там, мне диво дается нашей дикости. И когда Батизату, директору экологического агента Сбельс, спросили, откуда вы? Он говорит, Молдова. Ворбим. А там спрашивают, во из Молдова? Раш Молдова. Мелу, ворбим, румына. Сразу кинулись, что раш. Мы не имеем треба ни с какой экологией, ни с какой агрикультурой. Мы не имеем треба ни с ними. Мы дикие. Мы не можем подумать. Ласка, идоместим. Идоместим. Кто-то ляка. Принкуражался, боец. Боец, что он луптат. Это с герой. Și ei se târâi pe asfalt, acei care muncesc au niște scrăpături care lucrează. Хотел сказать, эти два представителя сегодня пожаловались. А сколько из них, которые служат все дальше, молчат, потому что издеваются над ними. Да, eu înțeles cât s-au plâns băieții ăștia, au protestat, ei nu s-au plâns, ei au ieșit protestând. Domnul Vasile, uitați-vă care e situația. Eu trăiesc acum într-un câmp magnetic, trăiesc la rotundă, acolo, în marginea satului. Mai fiți care e situația. Au pus două antene G5, care au luat o sumă enormă de bani în primărie. Și au pus vertuștele astea care dă o lumină, cum se mai cheamă. Acolo, tot, nu au făcut adunare cu lumea, absolut, definitiv. Măcar să veniți, să făcut adunare cu mahala asta care au pus antenele astea, sunt 100 de metri de la mine și vertuștele astea sunt 150 de metri de la mine. Și nici nu te-a întrebat. Eu spus, m-am dus, m-am adresat la primărie, zic, care e situația? Deși ați spus, cu cine ați făcut adunare? Cu lumea nu ați făcut adunare, au făcut consiliu. Care consiliu? Care consiliu? Da, și m-a întrebat. Oameni buni, câți bani au venit în primărie pentru că ați spus, ca, pentru instalarea asta? Piște 100, piște 100 de mii, concret nu au spus, piște 100 de mii. Dar se răsuflă chestia, au luat de bani. 1 milion de lei, 50 de mii de euro, da. A este aduc un pribil de 250 de mii de lei lunar. Vă închipuiți care e situația? 50 le dă în stat și 200 în buzunar. Că ei se vă și băieți de treabă. În spatele lor. La rotunda asta. Da, în spatele lor, la tot treaba asta. Machinați. Și de domnul, aici, Viorel, cum îi zic, la cine a? Chetraru. Chetrar. Care a fost șeful CNA, Chetrar. Sau Morar, ai zis. Morar. Care e businessman aici la Ierineț. Corect. Ați înțeles cine sunt businessmeni? Procurorii, șefi anticorupție. Care amuz vedete la Jurnal TV, care îți plâng cum îi persecută pe dânsul. Vă spun care știu. Bată-vă, Dumnezeu. La securitate internă, la noi, aici la Ierineț, aveam securitate. Și mă duc la un agent de acolo și cui să mai majel în raiul aici? Că m-am dus la procuratură și au spus că nu, procuratura nu se ocupă chestiile astea. Și m-am dus la securitate. Dar cu ce se ocupă procuratura? Vă spun că... Păi ești cu varul care lucrează, cu cei care cresc patlajele se ocupă, cu cei care vând pătrânjel. Mă duc la SIS și l-aștept pe agentul ăsta de la securitate de-am deja 3 săptămâni, pe a patrulea. Nu mai sună, a sunat în jurul de oră și a spus, bine, domnul Anatol, zic, vină că noi avem un grup de veterani care suntem umiliți acolo la rotundă. Înțelegi care e situația? Și zic, uitați-vă și situația. Eu m-am dus acolo și am luat o piatră, chiar că am și cec de la alt primar, de la unitate militară, de la Prut, și am luat o piatră de granit și am vrut să fac monumentul acela comemorativ ca lumea. Nu m-am adus piatra și ea în sat și am făcut proiect acolo și-a spălat
o sumă enormă de bani. Piatra nu mai pus-o cum trebuie. Și nu mai pus-o. Înțelegeți care? Pentru băieții care lupta la Nistru, mă tare ai vrut să faci. Corect, pentru că noi avem eroia satului. Avem băieți căzut în Afganistan. Avem băieți care deja... Și le păstrați memoria vie. Și le păstrăm memoria. Dar nu ne dă bani în plic, noi nu... Trebuie să fii stiv să ne dai banii și acolo, ca să suntem luptători suntem eroi. A statului este. Dar ne dai prin plic bani și întrebi, pentru cine ne dai bani? Nu știm pentru cine ne dai. Înțelegi? Și nu ne dai de zilele și elea de 2 martie sau de 15 martie, dar ne dai de 2 mai. No, dar mai. Noi stimăm istoria. Stimăm istoria. Dar noi avem istoria noastră. Da, dar noi avem a noastră istorie. Care au fost oameni împușcați, au fost oameni schilodiți, au fost oameni tâlhăriți. Înțelegeți? Și noi am luptat pentru și. Ca să ducă Dodon Spupi cu Crasnusel și nu-i clar. Gata, haidem. Băieți, mulțumesc că sunteți alături. Haidem toți împreună, dar să mai vorbim cineva. Mulțumesc, doamnă. Cu plăcere. Cu plăcere. Teste cu plin plăcere. Încă o bunică. Încă o bunică merge cu viteză. Da, și partidul ăsta. Nu, nu știe. Nu vreau, nu vreau. Democrații ne-au dus asta. Ah, că democrații v-au dus. Da, foarte bine. Cel mai important sunt alți votați. Democrații, socialiști, nu votați nici comuniști. Restul... Pinimi. Că a șezut în bolnița am doi bărbați de COVID și a încheiat 42 de mii. Nu ne-a dat o tabletă. Oho. Să crepe. Așa la care matale vrei să-l votezi el la putere. Nici nu trebuie să voteze. Nu trebuie să voteze, de-am gata. Cum nu votează până la 18 ani? Așa după 70, după 60. Îi pun de vedere a omului. Ce poți să-i zici omului? Haideam la piața agricolă. Mai mergem, dragi prieteni. Suntem la Iedineț. Azi încă nu ne-am salutat. Bună dimineața, Doamne ajută! Suntem oamenii cu telefonul! Lasă botez cine vrea, dar eu... Lasă botez, bunica e supărat că o cheltui 42.000 de lei stând în spital și o să nu a ajutat o stat cu nimic. Ne ducem să vedem piața agricolă și să mai vorbim cu oamenii de pe aici. Ați văzut puncte de vedere diferite, vorbind și în rusă, vorbind în toate limbile. Lumea e sătulă de toți mișinoșii ăștia. E sătulă ca de hrean. Bună ziua! Mulțumim! Mergem să vedem, poate mai găsim cineva. Mai ești cineva, doamna Galina? Da, piața agricolă e multă lumea, mult vedeți. E multă. Suntem la Iedineț, iau și-au lucrat scăluxe pe aici. Asta înseamnă... Bravo! Se vede că s-au lucrat, oamenii cunosc, oamenii știu și oamenii ne susțin, doamna Galina. V-am spus, asta e ăștia care e curajoși, așa ca dumneavoastră, care au venit să se exprime. Dar foarte multă lume se teme, eu am sfactat, dar nu mă filma, nu mi zic, eu mă tem, eu rămân fără lucru, e ca asta, mă ușide. Domnul Igor, la mulți ani, chiar dacă a fost ieri, îți spunem la mulți ani, mulțumim, în direct. Mulțumim. Băieții noștri, haidușii de la Iedineț, să nu mai zic că ai ieșit zonă roșie, gata, o înălghim, o facem albă și frumoasă. Nu e roșie, asta ei spun că e roșie, dar în realitate nu e roșie. Așa e? O schimbăm categoric. O să facem unul din cele mai patrioși și centri raionale, să vedeți. Că oamenii... Realitatea nu e roșie, asta ei spun... Creierul lor e roșu. Știri falsă, cu deasâla e roșie, dar nu e roșie. Definitiv nu e roșie. Majoritatea de dreapta, 80% din populația lei de dreapta. Așa, și vor schimbări și vor să trăim la noi acasă. Da. Nu vedeți ce piață agricolă avem noi, câtă lume produce acasă, câtă lume are o marfă. Nu, se lucrează mult, eu știu de asta. Nici nu se discute și marfă bună are, atâta lume. Dragi prieteni, la Iedineț, la Briceni, la Ochnița, trebuie de lucrat, de vorbit cu oamenii, trebuie să avem răbdare. Și mesajul pentru cei care sunt de dreapta, eu am văzut foarte multe atacuri care nu se merită. Eu, stai să vă arăt puii. O leu! Bună dimineața! O leu! Cât îți pui? 10 lei. Și să vând? Ce spun? Da? Nu prea! Din câte am reușit să vorbesc eu cu multă lume, anul ăsta e... Dar nu chiar sută. Spune ceva, spune și doar, nu știu. Ce spune? Dar nu doare nimic, e sănătoasă. Să plătește, să-i sănătate, să plătește. Asta e special piață pentru păsă. Asta e pentru păsă, da. Mă duc să văd piața numai.
Ia uite, și ăștia sunt buboșii. Cât sunt buboșii? 30. Stai bunică, mergem până în piață, vedem cum arată și ne întoarcem înapoi. Mutele, dar e mare, tot, chiar dacă e... Ia uite, piață mare de păsări. Foarte mulți. Și mare, aranjat frumos. Hai să mergem la agricol. Hai să-i salutăm și haiduși. Oamenii gospodari, cu iepurașii, de unde? De aici? Zăbrăcea. Noroc și mă duc. Noroc și mă duc. Am ajuns cu informația și la Zăbriceni și la Iedineț. Lumea văd că știe de noi. Ce facem pe 11 iulie? Votăm. Schimbăm? Schimbăm. Ca să nu mai spună că Iedinețul e roșu. Ei schimbăm culoarea. Schimbăm. La Zăbriceni. Ce aveți bun acolo? Mănăstirea, vrem să o vedem azi. Da, mănăstirea pleca foarte frumos. Așa e? Doamne ajută. Avem susținere, dar mulți ani. Hai. Interesante, nu văd așa colorinte. Da. Foarte frumos. Și buni. Adiem. Tăți sunt buni. Abișaiut. Lumea e supărat că o să mulți ani abișaiut. Hai la vot. Dar domnul Vasile ne obișnuie de face. El nu a spus nică, nu a promis nică, dar a făcut mai mult decât toți ăștia care au promis 30 de ani. Și eu la toată lumea le spun. Și lor de asta le știu. De un an de zile urmă, de doi, când domnul Vasile nici nu a știut ca să fie din ce face. Și a lucrat cu lumea și a ajutat. Și am vorbit direct, deschis cu ei. Așa că nu s-a început amul două săptămâni înainte de campanie. A, fietele noastre care ne-a salutat, ea că nici nu îi știm. Doamne ajută! Ce fac fermierii? Lucrăm. 20 căpșuni, leu și bravo, 10 lei, castraveței. Ce se aude la Iedineț? Că la Cahul 3 lei castraveți nu-i poți vinde. Văd că până cântă normal. Normal. Da? Cum mușesc și tot, nu e nicio diferență. Spune ceva la parlament. Dar spune un mesaj. S-aude, s-aude, da. Nici mai depresie, dar nici la Rusie, nici nicăieri, de lucru nu dau. Trapare, rșie. Cine e divină? Care cu pământ, veniți în pământ. Cine stă în spatele la scânchierile astea? La piesă, la ață, de chicuit, la toate, care și legat cu agricultura. Deși e așa scumpire. Știți că noi avem un ministru, noi avem un guvern care e așa cum este el, dar e subordonat lui Dodon. Pentru că ei au majoritate împreună cu Șor, Dodon cu Șor au o majoritate în Parlament, care au votat acest guvern. Și guvernul se face responsabil și de scunchierile la benzină, și la motorină, și la grâu. Eu deși strâng în gura mare că ăștia scot grâu din țară și s-au majorat prețurile. Acum pâinea e mai scumpă, ulei, iau, mai la deal este ulei. Ăștia au scos floarea soarelui, semințele floarea soarelui, răsărit, cum îi zicem noi, de 3 miliarde jumătate de lei, o dus, și acum au scunchit prețurile. Producția noastră scade, se ieftinește, da, abia dar ei scunchesc. Ia ca cartofii matale care de aici. Uitați-vă ce preț are. Deși ei scunchesc. Ce nu te voi la Rusie să vândă? Da. Noi măcar aici să, cum să vindem. Aici ești pilot, că el s-ar acum doldește om. El vreo grămadă de bani și muncă, dar... Rușul, dar știi de ce? Dacă și bă bun om la alege la noi prezident, piesele la tractoare și de scump le cumpă, deși, de 3 ori, de 50% să scumpe piesele, deși, nu smișuri. A, om. A, deși așa o scumpete. Pentru că medicamentele sunt mai scumpe. Pământul nu ținem față. Nu faci. Nu-i tot înapoi. Stimată doamnă, toți fermierii în toată comunitatea europeană sunt susținuți de stat, subvenționat. Că crești varză, că crești căpșuni, se dă bani pentru asta. Statul dă bani pentru ca să-i securitatea alimentară, să numești. Dacă un stat, cum e Republica Moldova, nu-și poate hrăni populația, ăsta nu-i stat. Și pentru că acei care muncesc ca dumneavoastră trebuie susținuți, încurajați. Laptele în Olanda, de exemplu, e subvenționat de stat. Dacă tu ai 10 vaci, tu poți arunci laptele la râp sau să-l dai cu 3 bănuți, pentru că e produs strategic. La noi oamenii îl dau cu 2,60, am văzut. Cum să-l dai? Cum să ții vaca așa? E clar. Și nu poți concurezi. E corect, e corect. Noi trebuie să susținem și să mergem spre Europa. Eu de asta merg și vorbesc cu oamenii.
Pentru că numai departe, eu nu vorbesc de Olanda. În România, cel care are vacă primește odată în an 500 de euro. 500 de euro. Că ai vacă la casă și o ții și tu produci ceva, tu ești susținut de stat. Noi nu le acoperim, noi cheltuielile nu le acoperim. Nu, mă, dar le ești ori pe zero, ori minus. Pământul nu acoperim cheltuielile. Mai mult în minus. Eu cu tractorul mă duc să fac o lucrare la un om, el îmi spune că așa și scump. Scrapul scumpit, prețul îmi scumpit, eta, ață, ies. Mă, tale trebuie să înțelegi, iată fermierii, propunerea mea pentru fermieri. Noi trebuie să facem delimitare. Și al care merge cu tractorul, motorina trebuie să fie aproape în jumătate. Cât o aducem și o importăm, atâta trebuie să costă pentru fermieri. Așa cu jeepul, merge și plătești motorina exact cât plătești matale care faci agricultură. Asta nu e normal. În toată Europa, motorina pentru fermieri e de altă culoare și e mai ieftin, în jumătate, în Marea Britanie. A, matale, dacă ai lua motorina pentru tractor în jumătate... Anul trecut, mai e jumătate a fost motorina. Așa e? Și prețurile la agricultori au fost, știți, dar anul ăsta s-a ridicat prețul mai cu 40%, 50%. Dar oamenii înțeleg și nevinovat. Oamenii nu înțeleg. Ei trebuie să voteze corect, să știi cine. Bandiții să scăpăm de dânșă, de hoți, de toți. Și atunci așa e dat normal în țară. N-avem cumpărători, uitați-vă, unde nu. Aveți un cumpărător deja, iată, doamna. Hai, vine, doamna, și cumpără, că noi... Că noi discutăm din mers. Care e concluzia, stimată doamnă? Concluzia că trebuie să scăpăm de hoți, de bandiți care ne ridică prețurile la toate, și vor ei și cum vor ei. Și noi stăm cu producția noastră. Uitați-vă, un cumpărător în cât timp? În jumătate de oră, dacă mai stăm aici. Da. Dar până și pe mastrăgaia veniți la cumpărături, da. Poate ori să vină. Hoții au nume. Hoții îi cheamă pe nume. Și mulți sunt roșii. Și albaștri. Dar scăpăm de ei pe 11. Concluzia pe 11, avem susțineri la Edineț. Numai decât, începând cu Cipiliuțul, în primul rând, Cipiliuțul. Votăm corect. Bravo, doamnă. Pentru voi, dumneavoastră. Ha. Mulțumesc. Vezi, dacă tu vorbești și susții fermierii, și fermierii te susțin. Corect. N-avem șansă altfel. Ori ne dezvoltăm și suntem gospodari la noi acasă, ori să fim gospodari în Franța, în Italia, numai nu la noi acasă. Și aici au să vină cu... Dar ne știți, cunoașteți. Da, suntem un prieten. Da? Încă așa chiar. Suntem un prieten. Da? Ne urmăriți. Suntem la curent. La curent. Fierul, tot. Matale, știi tot despre noi. Știu, eu numai la Vasile Costin mă uit. Numai la noi, dar gata, am înțeles. Încă unul. De-a nostru. Mulți ani. Sănătate. Tot al nostru. Dar noi aici avem o echipă. Agricultor. De-a nostru. Lasă-o în contact. Lasă-o în contact să ținem legătura cu băieții. Poftim? Așa? Numai nu așa care... Mulți ani. Las că tot o să fie bine. Nu vă faci griji. Noi nu vinem să vă provocăm. Noi vorbim deschis cu oamenii. Mulți ani, stimată doamnă. Și domn. Doamne ajută! Nu vă mai convingem, dacă ne urmăriți, știți cine suntem, sunteți salvați, gata. Noi? Bună ziua! Cu oamenii gospodari, cu oamenii muncitori. La revedere, zi bună, udate-vă! Auzi, și oameni pozitivi la Edineț, nici nu m-am așteptat. La mijloc de săptămână găsești oameni gospodari la Edineț. Dar cu agricultorii organizației este așa, că este stanția de alimentare, cum zice la noi, zapravca. Și sunt colonci care se zapravește transportul și sunt colonci care e transportul agricol. Agricol, așa, aparte. Aparte. Dar este o excepție acolo. Dacă, de pildă, Vasile Costuc s-a alimentat cu BMW-ul lui, cu motorina asta, ori... Pentru tractor? Care pentru tractor. Este echipa mobilă pe drum, care e 5 ml de și se testează. Și dacă eu ți-o testat, a poți vedea așa un moment de câte usturi... Te usturi dușitelul. Da. Numai este excepție la dinșă. Este tot excepție. Dacă este un caz că s-a îmbolnăvit cineva, trebuie srocinul să-l duci la spital, orice avas. Numai dacă așa e. Da. L-ai adus acolo la spital și aș declara la doctor. Să spui că am luat motorină mai ieftin. M-am alimentat că n-am avut bani de plin. Și doctor face proces verbal și aduce acolo nu știu tablete și pune în asta ea în bacții
și de mult el coincide. Mamă, nici n-a știut, vezi, cât trăiești tot în vieți. Uite cum se chinuie lumea că două... Ia că am să luăm morcov, din Italia îmi place morcovul. Cu două punguțe. Bună ziua! Cât e morcovul? 5 lei. 5 lei? Morcov. 5 lei. Vreau să eu. Eu am să mănânc morcov, ca iepurile. Dați-mi două. Nu, eu să iau... Vreau să iau morcov. Dacă am venit să susțin infermierii, eu să-l mănânc așa, până ajung în partea. Ne dă o torbă. Eu am să mănânc morcov dimineață. Super morcov. Da. Ies ce-am mai dat, nu du-te în România dacă vrei. Eu spun bani. În România să mă duc. Aha, dacă vrei unire, du-te în România. Dar de unde știi, Matale, și vreau eu? Dacă n-am vorbit niciodată. Văd, scrie acolo și scrie... Ia arată-mi. Unde scrie unire cu România, în arată? Nu scrie, dar văd că scrie. Bunica, Matale, ești neam cu Dodon, mă ting. Nu, sunt cu România eu. Cu Dodon? Cu Dodon. Sau cu Voron? E om și frumos, are copii. Cine are copii? Dodon. Dar ce-i luat și n-au? Dar mania n-are. Mania n-are? N-are copchii mania. Mania? Dar cine e mania? Ei, o femeie, e mățică, josoță, frumușică. Da? Da. Și n-are copchii? N-are copchii. Și asta e rău sau e bine? Nici om n-are. Nici om n-are. Îi găsă unul din parlament. Așa. Hai gata, nu mă scoate. Mai scurt, mai ușis. Mai scurt, după atâția oameni frumoși, am dat peste mania. Mania. Mania care n-are bărbat și n-are om și n-are copchi. Las că a fost așa care avea copchi și a lucrat numai pentru copchiii lui. Bună ziua! Te-ai spărit deodată, o pus mâna la inimă? Oho! Avem de ăștia? Da. N-am mai văzut. Așa e. A, știți de noi? Da. Bună dimineața! Bună. Noi de dimineața la Iedine, vorbim cu oamenii. Să vedem, știu de alegeri, nu știu de alegeri. Interesează, nu interesează. Care știu și care nu știu totuși. Care știu. Mai mult, văd că nu veci fac. Avem câte unul mai adornit. Îl afectează că mania n-are copii. Avem mai mult. Mania. Da. Ei nici nu știi că e maia, e mania. Ce facem pe 11? Putem, ce să facem? Susține. Ne dați un vot pentru generația tânără? Putem, de ce nu? Mulțumim, stimată doamnă. Înțelepciune, răbdare și jos ocupanță ăștia când ne-o sărășit cu tătul. Da. Ne ține agașe pe marginea drumului. Să dă-i Dumnezeu. Mulțumesc. Hai că azi la Iedine ne-am împlut de curaj și de... O să fie totul bine. Cartofi, 5. Dar dacă e mama cartofilor aici în regiunea asta. Eu și stau turnați. Cartofică foarte bună, nu, da? Nu le stricăm târgul ca apoi. Și asta e piața agricolă. Bună, bună! Bună dimineața! Aici sunt producătorii, așa? Aici sunt producătorii. Oamenii gospodari. De unde? La Glinoaia. Glinoaia. Și se merită să fii fermier. Noi suntem mici, nu suntem mari. Și dacă suntem mici și noi, n-avem probleme? Mai vine câte o problemă, că dacă suntem mici, am în loc de o te pieță în grădină și cam vin și în curmă. Așa? Da. Și acolo vin? Da. Aici, nu acolo. Și aici vin? Aici. Și nu-ți dau pași, trăiești liniștit? E cam așa, când îți dă pași, când nu-ți dă pași. Ce facem pe 11 iulie? Putem și facem. Sunteți hotărât, convins? Dar cum? Ia spuneți, aici de la Iedineț tot se speculează, roșii. Eu zic că oamenii de aici sunt gospodari și n-au să susțină bolșevicii ăștia care ne-au falimentat statul. Ce-i pare, eu știu, că mă întreșe ceva. Acolo la Matale, în sat cu care mai vorbești, ce zic? E de dreapta, satul Glinoaia e de dreapta. E de dreapta. Și domnul de dreapta și toată familia lui, toate neamurile, jumătate de sat, eu precis știu că de dreapta. Susțineți băieții care susțin fermierii. Asta e mesajul meu. Dacă vreți să aveți o voce puternică în Parlament care să vorbească în cunoștință de cauză despre patlajele, piepini, brânză și nu știu ce, care crește la noi,
susțineți-ne. Democrația acasă și Vasile Costuc. Eu sunt Vasile. Și Matale, cred că deja... Nu, mă uitați prin... rețelele sociale. Da? Ne cunoaște lumea. Ne cunoaște lumea și vă susține. Dar iarăși ne întoarcem. Suntem. Nu e nimic. Și așa e presază cu... Eu, din cum băiat cu varză la... De unde aduci varză? Din care? Iedineț. Chiar din Iedineț sau dintr-un sat? Raionul Briceni, sat Tererita. A, de la Briceni, Tererita. Bravo. Cât e varza, că n-ai preț? 4 lei. 4 lei și 3 lei, mai mică, da? Și o dai pe tăt azi? Să sper. Ori mai cătă încolo înapoi. Eu am mai văzut că aici s-ara și cu... Stau cu varza pe deal. Mulță, că ca ducem varză din Macedonia, din... Că noi varză nu putem crește. Doamne ajută. Pe 11 iulie ce faci? Dai cu ștampila în buletin. Încă nu. Încă nu ești. Susține pe cei care susțin fermierii. Democrația acasă e partidul fermierilor și a gospodarilor. Mulțumim, frate. Ardei, care au mai fost? Care mai sunt? Și pește. Aici e o piață. Poftim? Băieții, ce mai au? Cireș. Bună ziua, cât o cireșul, băieți? 15-30. 15-30? Aveți toate culorile. Uiași cu 10 îți dau. Uiași cu 10. De unde le aduci? Goleni. Goleni? Băieți, gospodari de pe satele noastre. Goleni sunt de ucraineni. Da. Așa e? Hahol. Hahol chiar. Da. Deci nu ucraineni, dar hahol. Hahol. Cum e să fii fermier? Mâncești. Ia arată că odată mâinile, ai niște mâini. Mamă dragă, au și mâini crăpate. Asta încă nu-i strașnic. Nu-i strașnic. Am ui golimeni normal. Nu mă spun drept locul că mă-i pășeau. Locul nu-i bun, da? Și oameni nu prea sunt. Nu, eu, în partea la oameni eu stare mă înțin eu. Stare. Ocupate. Tineret s-o duză, da? Nu de bună voie, dar de nevoie s-o duză. Dacă n-ai și te ocupa locuri de muncă, nu, să ăștia au falimentat-o, închis toate fabricile, uzine. Așa e, așa e. La noi la Iedin și numai câte erau și zăvoade de tăt, și Mihan Zăvod, și mai scurt. Erau grămadă, și mare zăvoare. Toți lucrau. Da, mă, cine? Le-o tăiești, le-o da la metal nebunii. Nu, dar pe așa. Dar știi cine le-o tăiet? Brigada asta care e roșie. Voronin cu șorii lui, cu Caciuc, cu Dodon. Hai că intrați în minus, faci așa matematic. Nu, eu cum să nu mă... Ia zi, băieții de la... din sat. Care zici, Matale, că-s haholi, au să voteze pe 11 iulie. Ori nu vorbesc de politică, ca să nu-ți cerți cu toți. Eu dacă mă punez în politică, pe... cam greu mă opresc. Așa mai gine, fac. Mai gine, tac și fac. Care noștri la putere răspunde? Da. Care noștri? Toți pentru noi. Șoră nu o n-o să dai nimic. Nu, dar mai sunt și care îți mai eu și ai. Eu la, cu nimeni n-am nimic. La nimeni nu cer nimic. Pun drept. Bunică mulți ani, înțeleapt. Și ea mie de acasă, și de acasă trec. Păi eu sunt urcă zbără. E tare bine. Eu sunt înțeleg. N-am ce doamnă. Bravo. N-am plătit nimic. Cu mine n-are nimic. Am plătit analogul. Ai plătit analogul și doar liniștit. Da. Altceva nu bat cam nimic. Nici am vânt, mă înțeleg. Slavă Domnului. Mai bucur că sunt oameni și mă înțeleg în Iedineț. În stil francezesc, cu pălării foarte frumoase. Tare sunteți eleganți. Tare sunteți. Am ușit în Franța mult tare. A, păi sunt eu, după niros am eu. Tare sunteți eleganți, bravo. Dar ați revenit acasă? Da. Sunteți de aici părțile locului? Da. Chiar din Iedineț? Ce trebuie, doamnă, să schimbăm ca să trăim și noi decent? Tare multi. Tare multi. Tot și de mărți înainte. De dat tot jos. Așa cum v-ați spus, așa să mergem, tăți.
Dacă să merg. Și lumea asta o leacă mai deșteaptă. Dacă și o leacă mai deșteaptă lumea. Da, da, avem și avem. Așa mulți care nu înțeleg. Așa le place, așa trăiesc, n-ai treabă. Da. Corect. I-a scris la unul un mesaj și ne-a scris un mesaj foarte urât. După care eu i-a scris înapoi și a spus că la mine gura nu-i cu deșea e și ne-ai spus tu. Eu, la mine gura e cu icra neagră și cu pește roșu, că eu am mușit pentru asta. Așa, și am mușit. Dar tu șezi aici și așa, legile papușii mai departe, mai departe. Și ăștia care sunteți lumea paralelă și n-aveți drept de vot? Corect. Parcă nu sunt cetățenii noștri, parcă nu lucrează pentru... Nu, așa fi. Câteodată, eu mai ajutam câteodată la ăștia mai sărași, acum nu. Dar știți de ce? N-au mine. Că votează cu... Votează cu șirei. Așa le trebuie, să mănânci și ei și au mâncat până amus. Da, domnule, că trebuie să mâncăm aici producția. Asta e producția noastră crescut. Din Polonia și din alte țări. Dar eu asta spun de ani de zile străini. Vă înțelege lumea, nu știu, noi vă urmărim regulat. Asta trebuie să o mâncăm. A noastră producție. Să aibă și ei de facere, să vând aici pe loc. Că astea sunt locuri de muncă, asta sunt impozite, direct, indirect. Matale, dacă ai fost în Franța, ați văzut și patriotism au, patriotism economic. Ei caut tot ce e franțuzesc. În Italia caut și italian, nemții caut și nemțesc. Ei mi-e rău, poate fi de calitate, dar da, cumpără... Așa e? Dar e a ta producție. Asta trebuie să fie politică de stat, domnule. Asta nu că Vasile vine cu telefonul și vorbește, susțineți fermierul, producătorul, omul iau-te, eu sunt cu morcovul în mână și îl mănânc fără să-l spăl, știu că nu mai, toată viața așa-mi trăie. Dar asta trebuie să fie politică de stat, începând din școală, copilul trebuie să înțeleagă, patriotismul se începe de la susținerea apropiatului, mă sprijin pe urmărul lui, cumpăr brânză de-a noastră, nu din... Dacă Bulgaria. Dacă eu sunt pentru asta, de ce cară trebuie din culoia da, ca la noi, franțuzească, de care vrei, de care vrei, de ce e iar? Mă, pe noi drept, ce spun drept? Mulți cumpără de la noi. La. Mă, ta lucrat și na, să aibă el. Eu m-a dus să cumpăr, așa, ca el să aibă. Așa e, nu am văzut. La pănica asta, alba, mă, și iar scumpiesc, solearcă, motorină, tot scumpiesc. Motorină, tot. Din care 250 de... Nu, sunt de ajutor la țăranului să-ți fac. Produc, să mâncăm în noastră. Eu sper că oamenii noștri plecați au văzut o altă viață acolo și câte o leacă treptat mai vorbesc cu aici de acasă, mai facem și noi efort care putem și câte o leacă lucrurile, nu, radical nu poți face nimic peste noapte, dar încet, încet, încet. Asta trebuie timp. Timp, așa e? Asta trebuie timp, da. Mulțumesc. La noi Moldovan așa că deși, iată, mai o întrat și nu face nimic. Dar noi e țară, doamne. Îmblă prin țări, îmblă prin țări și aibă că nu s-ar prin să trăiți bine voi. Ca să nu muriți de foame. Vrem cu cerutul. Vrem să rămână cu cerutul și... Stimate doamne și domn, dacă ne duci capul pe 11... Și-o pus în buzunare. Corect. Dacă pe 11 ne duci capul și noi împreună democrația ca să avem o majoritate parlamentară în cifre reale, vreo 55-60 mandate cu cei de la PAS, să știți că lucrurile vor porni în schimbări. Schimbări radicale. Eu cred că PAS o să iei majoritatea și poate ridicați și pe ei să nu și 800, cum prindeți 800 de lei. Bărbată să lucrați cu 20 de Doamne ajută! M-am bucurat, eu m-am bucurat azi la Edin, sincer vă spun. Așa se descrie că Edin, nici nu ne ducem acolo. Nu e adevărat, trebuie de venit, de vorbit. Sunt oameni gospodari, eu am văzut azi oameni care... Da, sigur. Chiar acum închid emisiunea mea și vorbim. Două minute. Unde sunt noștri? Galina e la telefon, aici e apă. Ia veniți, facem o concluzie rapidă de dimineață. Numai noi suntem așa de matinali. Când auzi? Nici jumate? Da. Matal, vrei să o vezi toată. Da cum? Dă-i că oamenii, știți, noi după o oră de vreme de mers în direct, lumea spune, băi, Vasile, noi vrem să lucrăm, o zică. Că Pavel Filip când se trezește, gândește să vină să bei coniac la Edines, noi de-am avem o oră, două de direct. Așa de 2000 s-a terminat, o trebuie ca să-l trimitem. Da. Vedeți, să vorbim cu lumea, toată lumea vă așteaptă, vreți să vorbească cu dumneavoastră. Apoi ne ducem la monumentul Ștefan, punem boxă și stăm de vorbă acolo cu oamenii. Oho. Da. După asta ne ducem la Pădrazii Noi, acolo ne așteaptă băieții la primărie, tot cu o echipă, echipa noastră, să vorbim, să vă dai întrebări și să vă spui durerea. Yeah. Deci noi azi avem un program foarte strâns. Eu nici nu m-am așteptat, doamna. Mă, tăi ești foarte serioasă. Da. Eu dacă fac ceva, te-ai fac toată inima.
fac toată inima. Dar e simpaticuț eu și piață. Orică e lumină afară, orică eu m-am umplut de entuziasm. De la morcov. De la un morcov numai cât. Bună ziua! Bună dimineața! De la Parcova. De la Parcova. Aia acolo sunt patrioți. Da, da. Acolo e că... Numai de cât ajungem? Ziua sau de Dodon. Ziua sau de Dodon. Eu și bravo, om. Ați văzut că nu e chiar așa cum arată la televizoarele lui Dodic. Poftim? Da, iau te, Valeric, unii. De unii te fie, dai? Ia, Calina. Ia, dați la... Pentru... Dați băieții de la Parcova vor o etichetă de asta să o lipim. Ia că tăiți aici. Da, vă rog. Как люди живут в Ведене? Люди очень плохо живут в Ведене. Ну, хер плохо. А чем хорошо? Галя, работы нету. Работы нету. Некуда идти на работу. И кто виноват? А кто виноват? Парламент кто виноват? Что нельзя в этом городе открыть какие-то заводы, какие-то фабрики? Можно. Но вот смотрите, люди покупают, перепродают. Кто может, тот и покупает. Кто не может, тот и не покупает. Кто довел до этого состояния эту страну? Ну, наверное, что менять надо? Надо менять парламент, надо снять Майю Санду. Пускай будет Дадон плохой, хороший, но он что-то делал для людей. Это моя позиция, поэтому вот так. Дата виторы, когда мы приедем, мы Дадон де суфле, да, и салуаться еще. А салью де суфле, да, и до чего покупать Майя Санду? Майя Санду, рука. Я бы не взял лев, Дон Василий. Дигай. Дадон ешь вороней. Я нос. Аму Додон, губернатор. Да еще Додон. Да синий. Да синий. Майя Санду не буну. Пушкин. А что она делала, Майя Санду? А что сделал Додон за 30 лет? Хорошо, что делала Майя Санду? Она поставила камеры в школе, где дети ущемлялись. Что? Додон, ну... Все, помогает, помогал. Мы едем в Россию, нас выгоняли сумками. Мы едем в Россию, я сейчас... Послушайте, хорошо, не было бы России, что бы вы ходили? Вы ходили в кожаных там приписанные, там они живут по 10 лет, они имеют право лежать за Молдову. Те, которые едут, приезжают, пожалуйста. Да, судьбу нашу, судьбу, зачем? Мы лично с Россией. Анастасия, где себя? В Германии? Мы лично с Россией. Россия много помогла. Это нормал. Если бы не от... Если бы не было диаспор, который отправляет 2 миллиарда евро домой, никто бы не покупал ничего на этом базаре. Вот же денег нету дома. Платите, тоже была диаспора молодые. Мы остались... Я вам не взял. Делайте здесь. Тут делайте. Пол Молдавы затопило. Кукуруза сгнивает. Все гниет. А она есть и голоса собирает по диаспорам. Голову надо иметь. Я рываю. У нее есть команда. Я лично, я родилась в Советском Союзе, тогда было все хорошо. Скоро снова Советский Союз вернется. Пускай будет Советский Союз, как раньше. Люди садились на поездах, ездили, работали. У них были другие доступы к жизни. А сейчас что? А что нам мешает сейчас хорошо жить? Вы не хотят с России, молдаване хотят с Румынии. А что делают румыны? Румыны самые умные люди. К нам они придут, судьями будут. А наши молдаваны, значит, тупые. Румыны. Она говорит, надо румынов пригласить, чтобы они судьями были. Сколько мы были под ригом румынским? Что румыны вам дали? Машины. Румыны дали вам свет. Это все Россия дала. И Россия. Свет, и учение, и все. А румыны дали Астразенек, который даже отказались все от Астразенека. А румыны нам дали. А нам румыны не нужны. Мне нафиг не нужен этот язык румынский. Это не мои братья, как кричат братья румыны. А что сделали румыны? Румыны ничего не делали. А мы не противники русского языка. Кто вам это сказал? Я хочу сказать, что... А почему румыны должны что-то? Румыны ничего нам не должны, а почему мы должны? Им. Но есть люди, которые они дали 100 кричат. Миллионов... Ну и что, что дали? Ну и что дали? А потом заберут сколько? А сколько они заберут? Сколько они заберут? Они бесплатно дали 100 миллионов. Ой, бесплатно ничего не бывает. И? Роман, телевизор, Людодон, вот это бесплатно. Россия. А слушайте, сколько молдаван ездили в Россию и работали? Сколько и сколько другие делали на эти деньги, кумадри и все? Все будет хорошо, когда избавимся от Додона и от Воронина.
все будет нормально. Не надо, было нормально. Хорошо. Не надо, при Воронине было хорошо. Он разогнал банду. И вот мы его сделаем вам подарок. В следующий раз завернем и привезем сюда. Вот готовьте коньяк. Наверное, вам будет подарок. Готовьте коньяк. Да. Мы вернем вам президента. Вы ладущим салграми звой. Кигела дракло и скум. Термин, где мука морков. Когда по оттуда вами фурмоз, он даст все бригады росы. Это нормально. А ее я скуп тут. А его аркома с олимпизацией, по-моему. Ну, да бы изуй для телевизора, доамна. А коло гендешь телевизор в локу, лор. Ну, иними, да и ну зажарим мул, вы спунем. А, слышь. Вот сама изба, то ляк, шау стак. Да, да. Дорогие приятели, ну врем с интрем ин конфликт. După câteva, după o oră de discuții fantastice, am dat peste o brigadă de oameni derutați, supărați, care îl jisează pe Voronin și pe Dodon noaptea și îl așteaptă în o speție. E adevărat, noi fără cenzură, noi vorbim cu toată lumea, nu suntem supărați pe nimeni, așa e, fiecare are dreptul la libera exprimare, la gândurile și la votul lor. Cu regret, mai sunt oameni care încă cred în poveștile lui Dodon și vedeți că spiritoarea cu românii, cu banii, cu, nu știu, cu AstraZeneca, încă funcționează. Și asta vorbile spuse în televizorul lui Dodon. Dar în mare parte Edinețul gândește altfel. Eu stare bucuros și mândru că la Edineț avem un grup fantastic de susținere. Și să țineți minte pe 12, vă aștept pe toți să sărbătorim Marea Victorie. Lucrăm acum, pe rupte, din sat în sat, la Bădragi, mergem din sat în sat. Dar vorbim cu oamenii și prin intermediul la telefon. 1000 de oameni, distribuiți, 1000 de distribuiri și vom ajunge cu live-ul de azi în toate satele noastre. Prin intermediul telefonului am ajuns la oameni. Și nu uitați, pe 11 democrația acasă, forța. Mulți ani, mă duc mai departe.